Liceul Bălașa Doamna din Târgoviște deține în prezent peste 400 de lucrări în care istoria omenirii se regăsește. Creațiile, deosebit de frumoase și interesante, au fost realizate de elevii unităților de învățământ cu profil vocațional din întreaga țară, care s-au înscris în competiția Patru Curți Domnești Cântec Medieval de Arhitectură. Concursul, ajuns la cea de-a cincea ediție, face parte dintr-un proiect Comenius, tema din acest an fiind povestiri din urbea medievală. Asistăm astăzi la festivitatea de premiere a Concursului Național de Arhitectură, Patru Curți Domnești, Cântec Medieval de Arhitectură. Așa a debutat în urmă cu 5 ani, la inițiativa doamnei arhitect Daniela Radu. Acum, iată, suntem la cea de-a 5-a ediție, tema de acest an fiind povestiri din urbea medievală. Este o temă care corespunde unui proiect Comenius, în care școala noastră este implicată, intitulat Legendele orașului meu. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre această competiție, spuneam, națională, care în acest an a reunit peste 400 de lucrări de la toate liceele de artă din România, pe secțiuni de pictură, grafică, arhitectură, dar și lucrări realizate în tehnici diferite, cum ar fi colajul sau fotografia, icoană pe sticlă, modă. Deși a debutat mai greu anul acesta concursul, și ca timp, și ca fonduri, aș putea spune, lucrările sunt deosebit de importante, nu doar pentru că ele sunt valoroase din punct de vedere estetic, dar ele însele reprezintă o școală de arte pentru elevii noștri. Am observat de-a lungul timpului, datorită expozițiilor pe care le-am avut cu ocazia acestor concursuri, că nivelul artistic și standardul la care copiii visează de acum încolo este mult mai ridicat decât cel care exista în cadrul acestui liceu până acum 5 ani. Liceul Bălașa Doamna a fost reprezentat la această competiție națională de cei mai talentați elevi care au câștigat și premii. Ai câștigat locul întâi la secția arhitectură, te așteptai. Da. Mă așteptam într-un fel, am muncit mult, dar am muncit cu un coleg, deci am fost doi pe o singură lucrare. Ce tehnici ai folosit în lucrare? Grafică, am lucrat mai mult pe grafică, dar ea a fost selectată la arhitectură, secția arhitectură. Și cât timp a durat până ați finalizat lucrarea? Mai multe săptămâni, pentru că a ieșit mai bine, am muncit mai mult. Celelalte lucrări cum ți s-au părut? Foarte competitive și bune. Foarte bune. Concursul Patru Curți Domnești, Cântec Medieval de Arhitectură, este susținut de Ordinul Arhitecților din România și recunoscut de Ministerul Educației.